Situație îngrijorătoare în Mehedinți. Numărul intervențiilor SMURD a crescut alarmant față de anul trecut. Potrivit unui raport al ISU Mehedinți, dacă în 2015 pompierii interveneau la accidente rutiere mai mult pentru asigurarea măsurilor împotriva incendiilor, în 2016 au fost nevoiți să intervină cu pregătire pentru descarcerarea victimelor. Ceea ce privește situația operativă a anului 2016 până luna septembrie, noi zicem că a fost o situație operativă bună, ceea ce privește pe noi și pentru populație. Nu am avut evenimente deosebite, însă ca și o caracteristică față de anii precedenți, pot spune că anul acesta am avut foarte multe accidente de circulație cu victime decedate. Din păcate, în acest sector de activitate am avut mari probleme, multe persoane încarcerate, ca niciodată în acest an. Dacă până acum la numărul de intervenții la accidente circulație mergeam și asiguram măsurile de PSI pentru a nu se produce alte evenimente, știu, explozii sau incendiere în zona respectivă, anul acesta la 95% din intervenții la care am participat au fost pentru descarcerare. Însă reprezentanții ISU vin și cu o veste bună. Raportul întocmit arată clar că numărul incendiilor a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe intervenții le-a avut, la fel ca în 2015, detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin.